Bună, fetelor! Pentru astăzi o să vă filmez un Q&A și nu vreau să fac o introducere super lungă pentru că oricum am așa un feeling că va fi destul de lung acest clip. Eu v-am anunțat pe Facebook și pe Instagram că urmează să fac un Q&A. Mi-ați lăsat acolo foarte multe întrebări. Bineînțeles, întrebările care se repetă nu are sens, deci o să răspund o singură dată la acelea. Haideți să vedem. Prima întrebare. Cum te înțelegi cu părinții iubitului tău? Ei bine, cu familia lui mă înțeleg destul de bine. E ok, adică nu avem nicio problemă so far. Prefer Avon sau Oriflame? Pe partea de machiaj sunt undeva la egalitate. Pe partea de parfumuri prefer totuși Oriflame. La produse pentru păr prefer Oriflame, Oje prefer Avon, deci undeva cam pe la egalitate. Iubesc ciocolata. Îmi place ciocolata, dar nu pot să zic că o iubesc. Este ok. Când a început pasiunea ta pentru parfumuri? Pasiunea mea pentru parfumuri a început de când era mică, fiindcă și mama era pasionată și de fiecare dată când își lua un parfum vedeam cu cât iubire și apreciere, se purta cu ele, avea grijă de sticluțe, le curăța mereu, se juca cu ele, plăcea să experimenteze și ei, deci de pe atunci, de când era micuță. Te gândești să te muți cu iubitul tău? ar fi foarte bine dacă am locuit împreună, pentru că atunci nu ar trebui să mai facem atâtea drumuri. Gătești? Da, gătesc și îmi place, însă nu gătesc pentru mine când sunt singură. Nu știu de ce nu pot să... Foarte, foarte rar gătesc doar pentru mine, dar pentru ceilalți gătesc foarte mult și îmi place. Care este felul de mâncare la care nu ai renunțat niciodată? Pastele, nu cred că aș putea renunța la ele. Îți place să citești? Da, îmi place, citesc de când eram mică și de obicei mă îndrept spre SF-uri, polițiste sau romance, așa din când în când. Dimineața bei ceai sau cafea? Cafea. De la ce firmă au fost primele tale produse de make-up? Cred că Avon. Și pe urmă am făcut o pasiune pentru cele de la Seventeen. Le foloseam pe acele foarte des când eram mai mică. Îți plac jeleurile? Da, îmi plac la nebunie jeleurile. Preferatele mele sunt cele de la Haribo. Dacă ai avea o mașină a timpului, în care perioadă din viața ta te-ai întoarce ca să retrăiești acele momente? Probabil în perioada liceului, pentru că a fost una din... Mi-a plăcut la liceu mai mult decât la facultate și a fost una din perioadele mele cele mai fericite. De cât timp ești cu iubitul tău? Suntem de 3 ani și jumătate împreună. Cât a durat cea mai lungă relația ta? 4 ani. Îți dorești copii? Da, îmi doresc foarte mult copii. Urmărești vreo emisiune la TV? La TV, de pe posturile noastre din România, urmăream Masterchef și Ai Umor. Ok, hai să vedem următoarele. Câți copii ți-ai dori? Păi, într-o lume ideală mi-aș fi dorit 4 copii, 3 băieți și o fetiță și fetița să fie cea mai mică. Nu cred că se va putea, dar cine știe. Tot Monica Fenari mi-a zis, mă saluți în clip, da, te salut, te pup, draga mea. Și m-a mai întrebat care sunt youtuberii mei preferați. Am foarte mulți și am făcut și un clip despre acest lucru pe fiecare categorie. Dacă vreți să știți la ce canal de YouTube mă uit cel mai mult, vă invit să vedeți clipul acela, ce urmăresc pe YouTube. Ok, ce locuri ai mai vrea să vizitezi? Sunt foarte multe, nu m-am apucat să vizitez tot ce-mi doresc. În aprilie însă plănuiesc să merg în Paris pentru că nu am fost în Franța niciodată. De cât timp locuiești în Cluj? De aproximativ 10 ani. Ok. Ai avut vreodată probleme cu greutatea? Și dacă da, apelezi la diete sau preferi un stil de viață sănătos? Să fiu sinceră, da, în momentul de față să zic că aș vrea să mai slăbesc, dacă aș slăbi 6-7 kg aș fi fericită, dar nu am avut probleme extraordinar de mari. Acestea, kilogramele astea pe care le-am în plus acum, se datorează locului de muncă, pentru că este destul de static, trebuie să stau jos la birou sau... No, nu depun foarte mult efort fizic, dar o să încep să mă duc la sală, iar pe partea de dietă, țin diete însă sănătoase, nu ceva absurd sau ce mi-ar putea face, mi-ar putea dăuna organismului. Te consideri o persoană optimistă sau pesimistă? Băi, prefer să zic că sunt realistă, dar momentele mele de panică și paranoia tind să fiu pesimistă.
Cum te-ai hotărât să deschizi acest canal de YouTube? Uitându-mă la celelalte fete și cu foarte mult susținere din partea prietenului meu, am hotărât și eu să deschid acest canal pe YouTube, pentru că sunt pasionată de chestia asta și îmi place foarte, foarte mult. Două canale pe care le urmărești cu drag din România și două din afară. No, se pare că întrebarea asta se repetă destul de mult, chiar dacă am făcut un clip dedicat acestui subiect, dar să vă zic două de afară. Îmi plăcea foarte mult Michelle Phan înainte, Elle Fowler, Alex and Davy, April and the Family și din România îmi plac foarte, foarte multe. Îmi place și de Alex de pe Bankers for Beauty Raw, îmi place de Igu, de foarte multă lume, chiar am foarte multe aici. Ok, ce faci pentru a te relaxa? Mă uit la seriale, mă uit la filme, la clipuri pe YouTube, îmi pregătesc un snack, ceva așa foarte drăguț și stau foarte mult timp la snack-ul respectiv și I enjoy, I take my time. Ies cu prietenii, ascult muzică, cam astea. Ce faceți și voi? Ce fond de ten pentru ten mic sau gras recomanzi? Vă recomand Everlasting de la Clarins pentru că este foarte bun pentru tipul ăsta de ten. Când te-ai certat ultima dată cu Maria și de ce? M-am certat vara trecută la Untold pentru că cheile de la casă au rămas la ea și ea a plecat cu ele și nu se mai întorcea. Și eu eram deja la Untold. Sau nu, cheile erau la mine, eu eram la Untold și ea trebuia să meargă acasă pentru că nu s-a organizat și na, a fost așa o nebunie acolo cu cheile alea, doamne. Unde în Cluj locuiești? Locuiesc în Mărăști. Cum arată o zi de weekend din viața mea? E bine, cel mai des în weekend filmez. Mă uit la seriale și fac curățenie. Cam asta fac în weekend. Am văzut de curând acel clip în care citi mesaje și plăcute și mai puțin plăcute și inițial vreau să te întreb cu și dacă te afectează hate-urile, dar ai explicat deja în clip, așa că îmi adaptez altfel întreparea. Zici că m-am tâmpit, nu mai știu să citesc. Unele cluburi au scris la intrare că își rezervă dreptul de a selecta clienții. Dacă ai avea cum, ți-ai rezervat dreptul să selectezi abonatele? Mi se pare absolut genială întrebarea asta, vine de la Mișo Mișo. Nu aș face chestia asta. Pot totuși să blochez pe cineva în cazul în care folosește un limbaj licențios sau întrece măsura. Da, aș putea să fac lucrurile acestea. În schimb, pentru critici constructive sau îmi spuneți voi ce nu v-a plăcut la clipuri, nu mi-aș dezabona absolut niciodată abonatele. Vreau să te întreb care e cel mai important om din viața ta. N-aș putea să fac un top, dar cu siguranță se află părinții, sora și prietenul meu. Dacă ar fi să ne recomanzi un produs, care ar fi acela? V-aș recomanda așa de un insurance de la Too Faced. Produsul tău preferat de la Avon și cel de la Oriflame. De la Oriflame este balsamul de păr cu cocos și extract de grâu, iar de la Avon... Ce ar fi de la Avon, doamne? Ar fi spumantele de baie. În primul rând, te pup virtual și vreau să te felicit că postezi atât de des. Mulțumesc! Și acum vin întrebările. Care este fondul tău de ten preferat? Am zis Everlasting de la Clarins. Ce oraș ai vizitat și ți-a plăcut cel mai mult din țară și din afara țării? Din țară îmi place foarte mult Clujul și Bucureștiul. Iar din afară mi-a plăcut... Ce mi-a plăcut cel mai mult? Trebuie să mă gândesc. Îmi place foarte mult Venlo din Olanda. Mi-a plăcut Tunisul din Tunisia. Cam astea. Bine. Ești căsătorită? Nu. Pe când un bebe? Când vrea Dumnezeu? Care este cel mai rezistent ruj mat pe care l-ai recomanda? Ar fi NYX Lingerie împreună cu Soft Matte Lip Cream-ul, Lip Stain Cream-ul de la Sephora. Ok. Hai să vedem. Vă pup și eu pe toate, by the way. Ce job ai și te-ai lăsat vreodată să renunți? Te-ai lăsat vreodată să renunți la el și să te ocupi doar de YouTube. Te pup și succes în continuare. În limba română ar veni formator tehnic, ocupația mea. În engleză este technical trainer, dar pot să dezvolt și să livrez și training-uri de soft skills. Îmi place foarte mult jobul meu. Am lucrat foarte mult să ajung aici și mi-am dorit
lucrul ăsta extrem de mult, de aceea nu cred că aș renunța la el doar dragul YouTube, pentru că merg mână în mână foarte bine. Când ajungi la pragul de 100.000, faci unboxing când desfaci pachetul cu butonul YouTube? Clar, clar o să fac un unboxing, cu siguranță. De cât timp ești împreună cu iubitul tău? Am zis. Cum v-ați cunoscut? Intenționezi să te căsătorești cu el? No pressure, nu? Da, sunt foarte multe întrebări personale, dacă nu, nu știu. La unele o să răspund, la unele nu, pentru că sunt mai delicate și țin de intimitatea mea, dar cum ne-am cunoscut? Ne-am cunoscut pe 1 ianuarie. A fost așa o coincidență, cum am ajuns noi să fim în același loc în același timp. Nu vă dau mai multe detalii pentru că, știți voi, sunt chestii intime. Intenționez să te căsătorești cu el. Ei bine, sunt foarte fericiți împreună în momentul de față așa cum suntem. O să vedem cum se așează lucrurile. Care este cel mai mare vis al tău? Care sunt principiile după care te ghidezi, te pup? Ei bine, sunt în căutare de un vis nou, pentru că timp de 6 ani de zile mi-am dorit foarte mult jobul pe care l-am acum și uite că am ajuns să-l am și acum tind să mă dezvolt în această direcție și îmi trebuie un vis nou pentru că, nu e așa, dacă ți-ai atins pragul la 28-29 de ani, înseamnă că ceva nu e ok și că mai trebuie să muncești. Sau să îți setezi niște vise, niște țeluri mai sus. Ei bine, da, sunt în căutare de un vis nou, dar deocamdată aș putea să zic că partea cu YouTube. Sper să crească din ce în ce mai mult și să fie așa cum mi-am urat și voi, să ajung la 100.000 de abonați odată, cine știe. Bun. Iar principiile după care te ghidezi, să nu îi rănesc pe cei din jur și să îi respect. Nu plac oamenii care fac răutățile astea gratuite, care sunt posomorâți tot timpul, care nu știu să zâmbească, să zică o vorbă bună, să te ajute, să fie sincer. Cam asta ar fi. Ai cumpărat vreodată un produs de care nu te-ai folosit vreodată? Nu. Măcar o singură dată l-am încercat, dar să nu-l folosesc niciodată, nu. Ce note nu-ți plac în parfumuri? Nu-mi plac notele extrem de florale și strict florale și fără nimic altceva, dar n-aș putea să zic că este ceva ce zic, ăsta nu-mi place. Ce parfumuri de nișă ai vrea să încerci? Sunt foarte, foarte, foarte multe, nici nu știu dacă aș putea să le enumăr pe toate aici, dar îmi plac și Jo Malone, îmi plac și Amouage, îmi plac și Montal, sunt multe. În ce domeniu lucrez? V-am zis. Ce produse folosești pentru epilare? Mă duc la salon pentru epilatul cu ceară, iar pentru epilatul acasă am două variante. Ori benzile cu ceară rece de la Gerovital, ori la Venus de la Gillette în cazul în care este urgență și trebuie să scap de ea. Cum ai descrie vacanța perfectă? Alături de toată familia și de iubitul meu, cu siguranță, și niciodată nu putem să ne sincronizăm, așa că asta este. Unde vrea să călătorești când mai faci un Get Ready With Me? V-am zis, partea cu călătoritul, iar legat de Get Ready With Me, nu știu, cât de curând, sper. Ce înseamnă zi din viața ta? Mă trezesc, cafea, muncă, vorbesc cu prietenii, vin acasă, mănânc ceva, mă uit la un film, la canalele voastre de YouTube, povestesc cu voi, vă răspund la comentarii și cam atât, mă culc, asta este o zi normală. Câți ani ai? Împlinesc 29 de ani în 1 martie. Crezi că ar trebui să ții cont de părerile celor din jur legate de deciziile pe care trebuie să le faci? Da, normal, mai ales dacă sunt bine intenționați și îmi sunt prieteni, da, chiar le cer sfatul frecvent. Sau e mai bine să decizi tu pentru tine și atât. În final, tot eu iau decizia respectivă, dar țin cont de sfatul lor. Bine. Și să le vedem întrebările de pe Instagram. Întrebările de pe Insta. Și acolo avem câteva. Se repetă multe dintre ele, de aceea nu o să vedeți super, super multe. Pentru că le-am selectat eu așa un pic. Ok. Pe Instagram. Hai să vedem.
Pe Instagram ați întrebat dacă venetiul din spate este al meu. Da, este al meu. V-am scris un articol pe blog despre el. Urmează să fac și colecția de make-up actualizată. O să-l vedeți acolo într-un clip dedicat. Pe când planurile de nuntă, vai de capul meu, nu știu, întrebați-l pe el. Care este rujul tău preferat din toate timpurile? Cream lip stain-urile astea mate de la Sephora. Care este brandul tău preferat? Am și făcut un clip despre asta la, pe partea de make-up, este Too Faced. Care este culoarea ta preferată? Este galben. Ai meseria pe care ți-ai dorit-o de mică? Vai, nu! Când eram mică nici nu știam că există meseria asta. Îmi doresc de 6 ani să fac ceea ce fac acum și tot acum 6 ani am aflat și de acest job, de această meserie. Ok. Hai să mai vedem. Ce parfumuri îți mai dorești în viitorul apropiat? Doresc Manifesto de la YSL, Flora Botanica de la Balenciaga, Parisien de la YSL, Hermes, toate. Vreau să-mi recumpăr Humanity de la Thierry Miller pentru că mi s-a terminat, Alien, iarăși mi s-a terminat, îmi doresc și Angel Muse, da, sunt multe. Ok. De unde este Vanity-ul cu oglinda din spate? Este de pe emobili.ro. O găsiți acolo, dar găsiți detalii și pe blogul meu. O să vă las link-urile în descriere. Care este parfumul pe care l-ai purta oricând și la orice oră? Oricând și la orice oră ar fi Body Intense de la Burberry. Ai avut vreodată probleme cu tenul și dacă da, cum le-ai rezolvat? Am avut probleme cu tenul și v-am făcut deja un clip despre asta, cum am scăpat de acne. O să-l postez după acesta cu Q&A cât de curând. Port zilnic alt parfum, având așa multe. Da, port zilnic alt parfum. Foarte rar se întâmplă să port 2 zile consecutiv același parfum. Ți-ar plăcea să ai copii în viitor? Da, cum să nu, cu mare, mare drag. Dacă avea la dispoziție 3.000 de euro, ai cumpăra make-up sau te duce într-o vacanță în America? M-aș duce într-o vacanță în America de unde mi-aș cumpăra make-up. De cât timp tu și cu prietenul tău stați împreună? Am zis. Care este cea mai mare dorință ta în acest an? Cea mai mare dorință mea din acest an, din păcate, nu pot să o zic aici pe canal. Este iarăși o chestiune personală, dar unele dintre voi mă știți, o să vă prindeți, altele nu. Da, este ceva ce, din păcate, nu pot împărtăși cu voi în momentul de față. Sper că v-a plăcut acest clip. De ce nu? Puteți să-mi lăsați în comentarii și alte întrebări, eventual să mai fac încă un clip cu un Q&A. Am mai avut unul anul trecut. Acesta este al doilea, deci probabil dacă mai sunt curiozități pe care vreți să le aflați despre mine, puteți să-l vedeți și pe acela. Dacă nu și sunt întrebări la care nu ați primit răspunsuri, dar aveți voi curiozitatea asta, vă rog să-mi lăsați aici un comentariu cu întrebările voastre și dacă se strâng mai multe, o să fac un Q&A number 3. Dacă nu, o să vă răspund direct în comentarii. Vă pup, fetelor! Pa!